Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului Bălți, un inspector de la Strășeni și unul de la Chișinău, împreună cu proprietarul unei societăți din domeniul ecologic, sunt anchetați pentru fapte de corupție. Conform anchetatorilor, ei au pus la cale o schemă infracțională prin care cereau bani de la agenții economici în schimbul eliberării autorizațiilor de mediu. Suspecții au fost reținuți pentru audiere, iar la perchezițiile din birourile acestora s-au găsit aproape 1,3 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, angajații de la mediu cereau de la agenții economici sume cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei. În schimb, se angajau să urgenteze eliberarea actelor necesare pentru autorizațiile de mediu. Noi acolo în genere mai întâi, eu știu, cu 7.000 am făcut și pe urmă s-o mai schimbat. Și mai în centrul satului. Și cât sunt șer? Și aici, spuneți că sunt șer la 20.000. Bine, sunt șer, numai sunt ei. A să vă dă vorbim un lucru. Spuneți-le că trebuie și verificarea emisiilor. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au făcut 13 percheziții, inclusiv în birourile funcționarilor publici. În cadrul acțiunilor procesuale efectuate în dimineața zilei de 4 martie, au fost efectuate 13 percheziții, în urma cărora au fost identificate o parte din mijloace financiare, care urmau să ajungă la funcționari din cadrul Inspectoratelor pentru Protecția Mediului din țară. Fiind astfel ridicate mijloace financiare în diferite valută, în suma cumulativă de circa 1.300.000 de lei, inclusiv ridicate dispozitive electronice și documente relevante cauzei penale. În prezent, ofițerii CNA și procurorii anticorupție finalizează perchezițiile în birourile funcționarilor publici și urmează ca persoanele să fie escortate la CNA și procuratura anticorupție pentru audieri și efectuarea acțiunilor procesuale. Inspectoratul pentru Protecția Mediului precizează că va colabora cu anchetatorii pentru investigarea angajaților implicați în schema infracțională. Conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului se disociază de angajații care admit manifestări coruptibile în activitatea lor, precum și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legalității, transparenței, corectitudinii și responsabilității, inclusiv declară toleranță zero la actele de corupție. Inspectoratul de Mediu îndeamnă persoanele fizice și juridice să sesizeze conducerea instituției în cazul unor abateri comise de către angajați în procesul examinării sau eliberării documentelor.